ne costă acoperișul? Dacă ne-am luat apă și de două ori. Cel acoperiș din frunze, să admirăm un pic peisajul, scată țiglă. Cum e cu țeapa? Să ne păcălesc la bani. Un bișnițar de coviltirul ăsta. Sunt mult mai proaste de salutări, dragii mei, din îndepărtatul Zanzibar și bine v-am regăsit la un nou clip, un clip mult așteptat despre evoluția lucrărilor de construcții la proiectul nostru, dar și un update cu privire la costuri. Dacă ați urmărit clipurile anterioare din seria Visuri la cheie, construim de la zero în Zanzibar, știți despre proiectul nostru temerar, și anume construcția unui bungalou la malul Mării, pe plajă, chiar pe malul Oceanului Indian, aici în Zanzibar. Iar dacă nu, haideți să vizionăm împreună câteva cadre din episoadele anterioare. În august 2020 ne-am stabilit aici și am construit un complex de bungalouri pe plajă, Tuazungu Beach Studios. Pentru că vecinul nostru va începe un proiect de construcție, lucru care va cauza mult zgomot și deranj, am decis să suspendăm cazările pentru o perioadă de 2 luni. Profităm de această ocazie pentru a demola restaurantul ce se află chiar în mijlocul proprietății, un loc vechi și neîntreținut. În locul lui vom construi un bungalou direct pe plajă și un mic restaurant. Avem la dispoziție doar 45 de zile. Voi împărtăși cu voi toate provocările, greutățile și obstacolele pe care le vom întâmpina pe acest parcurs. Așa că, să trecem la treabă, astăzi este 1 aprilie, începem demolarea. Și ce moment mai prielnic decât un curcubeu minunat cu care să începem ziua. Doamne, cât de frumos e curcubeu! Da, ia să-mi spuneți în comentarii, oare când ți se arată curcubeu înseamnă că proiectul tău va fi cu succes? Este ziua 21 de lucrări și a venit echipa de șoc. Astăzi avem zi grea. Era culmea culmilor să meargă totul perfect până la capăt. S-a finalizat montarea cofragului pentru placa de beton de la etaj. S-a montat și cofragul de metal. Astăzi o să finalizăm și mâine, dacă nu noaptea asta, o să începem turnatul plăcii de beton. Bun! Între timp noi am mai avansat cu lucrările și în acest episod o să vă arăt provocările pe care le-am întâlnit într-o fază importantă a proiectului de construcție și anume faza acoperișului. Pentru noi chiar a fost o perioadă de încercări și de teste cu multe întorsături și situații neașteptate. Cum ar fi și că era să ne luăm țeapă și nu odată, ci de două ori. Dar să revenim la acoperiș, iar ca soluție pentru acoperiș la construcția noastră de aici, de pe malul oceanului, am ales o soluție tradițională, care se numește Makuti și care este folosită aici local. Noi am ales-o tocmai pentru a păstra aspectul tradițional al construcției finale. Dar hai să vedem ce este cu acest Makuti și cum arată el mai exact. Makuti este acel acoperiș pe care îl vedeți aici la casa noastră. Este un acoperiș tradițional Swahili din frunze de palmier. Este echivalentul acoperișului din stuf, din trestie, de la noi din Delta Dunării. Practic este făcut din frunze de palmier și vă arăt acum și din ce se compune și cum arată, practic, aceste, așa zise, țigle din frunză de palmier. Asta este una bucată țiglă de frunze de palmier. Vedeți că ele sunt prinse pe un băț cu o ață tot din material natural și frunzele astea sunt pur și simplu înșirate pe acest băț și ele sunt puse una lângă alta, una lângă alta, exact cum se pun țiglele pe casă, astfel încât să formeze un pat impermeabil ca să protejeze casa de ploaie. Și există mai multe tipuri de acest Makuti. Deci ăsta are o dimensiune de 40 de centimetri, sper să nu greșesc.
și vine la baloți, cum vedeți acolo, vine în baloți și hai să vă arăt un alt tip de macuti. Mai este acest macuti, care practic este o fâșie foarte lungă, tot din frunză de palmier împletită, care se folosește în general la garduri. Și mai este acest tip de macuti, care seamănă foarte mult cu cel pe care vi l-am arătat mai înainte, numai că bățul pe care sunt înșirate frunzele de palmier are aproape un metru. Și acum haideți să mergem înapoi pe ponton să vă povestesc exact cum e cu țeapa de la acoperiș, sau hai să stăm aici la umbră ca să vedeți voi și peisajul din spate. Cum e cu țeapa? Deci acum câteva zile a venit un fundi din acesta de macuti. În general, eu nu judec lumea după aspect sau după prima impresie pe care mi-o lasă, pentru că, na, în general poți să te înșeli, nu e ok, nu mi se pare ok să judec omul după prima impresie, dar tipul ăsta arăta exact ca un bișnițar de piață de la noi din România, ca să zic așa. Dar mă rog, am trecut peste acest aspect pentru că, da, am zis să nu judecăm de la început, că nu e în regulă. Dar cei 40 de ani de viață și traiul într-o țară ca România, cred că ne-a dat așa un pic, ne-a învățat experiența vieții și ne-a dat așa un flair, niște semnale de alarmă, să spun, în cazul unor anumite situații. Mă rog, și vine tipul ăsta și ne aduce tipul de macuti ăsta de un metru dimensiune, de lungimea de un metru. Și ne spune că e foarte bun, că ăsta e ce trebuie. Ne-a făcut un calcul câte bețe pentru scheletul de acoperiș ne trebuie și așa mai departe. Am întrebat cum se pune acest macuti, care e tehnologia, ne-a explicat el. E, faza care este? Că această banda, coviltirul ăsta sub care mă aflu eu acum, este făcută cu aceste bucăți mari de un metru. Faza e că bucățile astea mari sunt mult mai ieftine decât celelalte, deși el ne-a spus că sunt mai scumpe pentru că sunt mai bune și sunt mult mai proaste, de fapt. Pentru că uitați la ce distanță se pun, deci se face scheletul ăsta de lemn așa și după aia se pun alte bârne la orizontală, dar se pun foarte rare, deci una e aici, una e acolo, față de acoperișul clasic, unde se pun mult mai dese. Și între lemnul ăsta și lemnul celălalt, practic, feliile astea de macuti nu sunt legate cu nimic, sunt legate de acolo și de acolo. Și când vine vântul, ți le ciufulește și le întoarce pe dos și evident că îți plouă în casă. E, tipul, ca să termine treaba mai repede, să-i fie mai ușor, ne-a spus că astea sunt mai bune. Și practic noi ce puteam să riscăm? Să dăm și bani mai mulți și să avem și un acoperiș care la primul sezon plus ne-ar fi inundat tavanul, știi, ne-ar fi plouat în casă. A, ia uite, iar vine, se pregătește o furtună. Deci asta e prima țeapă cu acoperișul. Ok, noroc că noi am mai văzut macuti și l-am trimis acasă și am chemat un alt fundi cu care am lucrat noi mai de mult. Dar să vă spun ce țeapă era să ne luăm și cu ăsta al doilea. Haideți să vedeți povestea și cu cel de-al doilea fundi. Dar până vă zic eu povestea, hai să admirăm un pic peisajul ăsta de prefurtună. Arată superb și lumina asta dimineții. Ce frumos! Aha, uite tipul ăsta care trece acum pe plajă, locuiește aici în sat cu noi. Mambo, mambo!
Și vinde pareo. Și întreabă, tot timpul întreabă când trece pe aici, dacă vreți să cumpărăm pareo. Și el știe pe Ceaușescu, zice că a fost în România, știe și el câteva cuvinte, ce faci, bună ziua, și știe de Ceaușescu. Hai să trecem la a doua poveste, cea de-a doua țeapă cum a cut eu. Am preferat să sunăm pe un tip cu care am mai lucrat noi mai de mult. Problema e că tipul ăsta, ultima oară când am lucrat cu el, după ce am adus materialele, a venit și a văzut care e lucrarea cei de făcut și dus a fost. De atunci n-am mai auzit el până ieri când a venit să vadă care e treaba aici cu acoperișul. A luat măsurători, s-a înțeles cu Ovidiu la preț și astăzi trebuia să vină la 11 să aducă materialele și acum este ora 3 și un sfert și abia acum a venit camionul cu scheletul de lemn, cu părțile de lemn și l-a tot dus pe Ovidiu cu sfofârlica de la 11 până la 3, ba că nu știu ce treabă are, ba că trebuie să nu știu ce găsește suficient material și într-un final le-a zis că l-a oprit poliția. Ne-am gândit, zic, ok, probabil vrea să mai să-i trimit Ovidiu niște bani de amendă, mai scoate niște bani de la noi. Dar a venit omul cu chitanță, când a venit pe ușă direct cu chitanța în dinți, 11.000 de șilingi amendă, adică 22 de lei. Că i-au zis da, că erau prea lungi lemnele decât camionul și ar fi ilegal aici să transporti pe drumurile publice, chiar și semnalizat că avea o de-aia la capăt legat ceva, dar chiar și așa, ci că nu e legal să transporti în Zanzibar mai lung decât e camionul. Așa că și-a luat 22 de lei amendă. Și da, o să-i plătim amenda că nu e în capăt de țară, dar bine că a ajuns. Problema e că jumătate de zi, că ei au 4 zile la dispoziție să termine cu acoperișul, pentru că deja suntem cam pe ultima 100 de metri așa cu construcția și trebuie să terminăm 4 zile. Din astea 4 zile, o jumătate de zi s-a dus pe distracția asta de astăzi. Așa că văd că băieții deja s-au apucat în forță de treabă la ora asta, este 3:30, deci 3 zile și jumătate. Posibil să lucreze și la noapte, habar n-am. Vedem. Adică trebuie să numărăm bețele astea, că s-ar putea să nu fie 70, să fie 60, să ne păcălesc la bani. Din 70. Posibil să fie 65, dar e destul de greu să-i numărăm. Ok, acum că ați văzut toată anecdota, să-i spunem așa, și prin ce am trecut noi cu acest acoperiș, am rămas datoare să vă spun și cât ne-a costat sau și cu cât era să ne luăm țeapă, mai exact. Primul meșter, cel care a încercat să ne dea țeapă și să ne ofere un acoperiș de proastă calitate și cu materiale mai puține, ne-a cerut un preț de 3.800 de dolari. Cel cu care am ales să lucrăm și care ne-a și realizat lucrarea și ne-a făcut un acoperiș tradițional, așa cum are toată lumea aici, ne-a cerut un preț de 2.500 de dolari, în condițiile în care suprafața construcției pe care trebuie să o acopere acest acoperiș are 60 de metri pătrați. Acum nu știu dacă se calculează exact așa, dar ceea ce trebuie să acopere acoperișul, camera, este de 60 de metri pătrați. Acum, dacă ne-am luat apoi și pe al doilea meșter, eu nu știu să vă spun. Asta este lucrarea. S-a făcut, banii s-au plătit. Acum să-mi spuneți voi în comentarii cum vi se pare acest preț
Poate v-ați mai întâlnit cu aceste situații și aveți experiență în construcții sau chiar și în Macuti, sau poate cunoașteți comparativ și cu prețurile din România și aveți experiență în construcții. Chiar sunt curioasă să-mi spuneți cam cât ar costa și în România o soluție de acoperiș, mă rog, nu de Macuti, că acolo nu folosim așa ceva. Să construiești într-o țară africană de la zero este dificil și o provocare extremă, iar susținerea voastră înseamnă pentru noi foarte mult, mai ales în aceste momente în care trecem prin tot felul de întâmplări și peripeții și situații neprevăzute. Așa că nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați la canal dacă vreți să fiți la curent și cu evoluția lucrărilor pe mai departe până la finalizarea acestui proiect temerar. Iar dacă vreți să vedeți cum au evoluat lucrările până la această etapă pe care am prezentat-o astăzi, vă las la final un videoclip către toate episoadele anterioare din seria Visuri la Cheie. V-am pupat și pe curând! Păi ți-am băgat cuiu pentru că ăștia n-au mai dat odată țeapă. Apropo, cât ne-ai costat acoperișul? Atât s-a putut. Am băut cea de-a doua cafea. Deja, uite așa îmi face creierul în cap. Cred că m-am supra-cafeinizat. Păi, nu cunosc nimic asta. Da, Neața, Biscu! Neața! Ce faci aici pe mașină? Dormi aici?